Salutare, tovarăși, bine v-am găsit un nou episod de San Andreas Multiplayer. Astăzi suntem pe rpg1.bizon.ro, de pe contul lui TL Kalash, LVPD rank 5. Wow! Băi, în altă ordine de idei, am băgat acest modpack cu GTA 5, pentru că în ultimul episod toți a spus: bă, modpack GTA 5, de ce nu l-ai băgat chestii? Și ia uitați cât de șmecher apare un checkpoint pe acest modpack. Zici că este un portal către o altă lume. Uitați și voi cum face. Fine. Ok, Robbie Mario este al doilea cont al lui Kalash, aici de față, așa că o să lăsăm să stea cu noi. A vrut să stea și el cu noi în acest episod și am fost de acord. Skin-ul de rank 5. Uite, de asta e bine să stea lângă mine oamenii atunci când filmez. Next. Bă, sincer, nu știu care e skin-ul de rank 5, ăsta e de rank... Ăsta o fi? Ăsta e skin-ul? Sau ăla negru? Ăsta negru sau ăsta? De rang 5. Ok, bun. Deci ăsta e de rang 5, e ok. Ok, hai să facem așa acum. Uitați și voi acolo în dreapta, ce mișto e hardul ăsta de GTA 5. Și sunetele sunt... Mua. Bun, hai să luăm un Police Infernus. Nu da, gâman. Că nu am cum să fac arestări. Arestări, sau roads. Nu. Hai, roads. Roads. Am voie să te țin pe G? Cred că da. Adică dacă fac roads, cred că am voie să-l țin pe G. Pe la roads, nu, că-și, zi. Hai să vedem. Probabil cine știe, sunt alte reguli aici pe RPG 4. RPG, doamne, RPG 4, RPG 1, doamne, de ce mă gândesc la RPG 4, nu știu. Văd că avem acum 60 de frame-uri constant. Am băgat Thump Add-on, cum mi-ați spus voi în ultimul episod, ca să meargă mai bine atunci când filmez. Și văd... Și dacă nu-ți dă R5, nu pui. Deci dacă vei rada natura, așa cere aprobare. Bun. Asta știu cu limitele. Mi-am băgat Sam Padon ca să meargă mai bine, după cum am spus. Acum văd să merge mai bine, avem 60 de frame-uri constant acum. 60, 65. Avem continuu, ceea ce aș face eu la acest modpack. Aș scoate vegetația asta. Sincer, aș scoate-o. Pentru că este foarte resource demanding. Cineva spune că nu este de high PC acest modpack. Oba da, este de high PC. De ce? Pentru că numai vegetația asta atât de realistică, care modifică atât de bine sample, este de high PC. O să mai optimizez modpack-ul acesta în episodul următor, să prindă și mai multe frame-uri, să meargă și mai fluid. Dar până atunci, acum văd că merge destul de bine, așa că nu există o problemă. În rest, cam atât. Bun. LSPD, pot, radar, temple. Spune-mi, te rog, eu că pot. Hai, că doar n-am venit degeaba până lăsă. Vedeți? Un frame drop micuț, acum când dă mai multă vegetație. Dar rest, modpack-ul merge destul de bine. Ușor. Am înțeles. Spawn change. LSPD. Bun. Wasted. I waste no time anymore. LSPD. Dark. Inf, te rog. Ești la SPD tu? Da, ești la SPD. Hai să luăm armură și tot ce trebuie. Duty. Pac și pac. Bun. Hai să luăm acum, mersi frumos. LSPD Infernus la mine. Și mai dăm o dată așa. Pot radar temple. Robby T. Dacă nu răspunde nimeni la radar, pun... ok, mersi, vă că a răspuns. Mulțumim, domnule VLT, și tu rank 5, cum suntem și noi aici. Mersi și Dark Blood pentru Infernus. Bun, opa, cineva se pare că face o arestare, sorry. Wow, cum l-am răsucit pe ăla cu NRG-ul lui. Ok, jbaum. Și dacă ziceți încă o dată că nu este resource demanding, uitați-vă puțin la... grafica străzilor și la grafica clădirilor și la tot ce înseamnă. Uite, dacă dau așa, display setup, dacă dau pe... vedeți?
Dacă dau pe low și de draw distance o să-l dau mai mic. Display setup advanced draw. Ok. Am dat așa ca să meargă mai fluid până îl optimizez eu să mai scot niște moduri. Din asta o să lăsăm așa pe acest episod ca să meargă mai bine. Oricum nu cred că ați vrea voi grafică very high, doar că vedeți niște umbre, nu vă încălzește atât de mult. Bun, start radar 100. Vine cineva, vine cineva. 89, MS. Ok. Nu mai scapi, fii atent. Fii atent că nu mai scapi. Hopa. Salut. Ticket. Ticket 89 sub 50 de km pe oră. Zice salut Swifty Gaming Grow is here. Param, să ne facem și introducere aici pentru că tipul are clan, nuts, dar n-are alianță. Așa. Bun. Cancel find. Ne-a făcut introducerea și aici în facțiunea aceasta LVP de RPG1. Bun. Start radar 100. O să vezi episod. Nu trebuie să mă crezi. Ionuț Cămătarul. Ionuț Cămătarul este pe acolo. Pe mod pe costa nu cred că am hack, nu? Wall hack sau altele sau ba da am. Așa că trebuie să fiu foarte atent. Opa, 2-2-2, mamă, și nos. Și dă toate. Hai după ăsta, hai după ăsta care a avut și nos. Rapid, dar cred că avea un Land Stalker. Cred că are un Land Stalker maxim sau ceva de genul. Și un musă. Frate, frate. Tu ești ăsta, da? Păi Andrei, să nu-l iau pe altul. Ok, sub 50 de km pe oră. Sal. Noroc că nu ți-am văzut nos. Sub 50 de km pe oră. Bun. Ai, acceptă. Acceptă, domnule, din Paramedics. Bun, frate. 820 de... 820, 840 de dolari. Ce zici? 840 de dolari? Păi, 840 de dolari tu, domnule, din Paramedics. Cred că îi faci undeva în... 2-3 ore, pentru că e foarte puțin pe heal. Nu, o oră. Hai că am exagerat. Ok, ne întoarcem aici la... De fapt, nu ne întoarcem la radar. Pentru că am pe cineva aici. Find 137. Care este la CNN. Aoleu. Aoleu, radio de GTA 5 nenorocit. Nu, dă-te. Dă-te, mâncați aici. Parchezi în mijlocul drumului. Așa. Am oprit sirena asta pentru că este mult prea enervantă și oricum n-am nevoie de ea. Ție o să-ți dau tot amendă cu sub 50 de km pe oră. Domnule Ionuț, 5638. MS, MS, MS. Opa, what? Sal. Sal. Așa. Ticket 137. Nu ai bani. Ai în bancă. Bancă. Vine o bancă. Ionuț, vino bancă. Sau wanted. Ok, hai după el. Ia uite, am băgat și te bagi în fața mea. Bun. Haide mă. În bancă. Opa. Accept repair 202. Nu, accept refill 202. Ok, băi, ți-a dat bani odată? Ok, hai că i-a dat bani de amendă. Acceptă, acc. Hai. Hai. Cum n-am dat corect, n-am dat. Corect. Corect, corect, corect. Mamă, câtă lume e aici. Ok, 840 de dolari, ne-am mai făcut și noi un punctuleț la raport. Mai în departe. Altă ordine de idei, țin să-i mulțumesc foarte mult să admit lui Ursu pentru intro-ul de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru intro-ul de astăzi. Vă mulțumesc enorm, enorm, enorm pentru susținerea de până acum. Și să-i mulțumim cu toții lui Ursu pentru
pentru intro-ul pe care l-a făcut astăzi Ursu Daniel, aka designerul nostru drag, îți mulțumim foarte mult. Intro-ul este filmat de la zero pe movie.bizon.ro și este editat de către Ursu cu efecte, cu NB, cu nu știu ce, nu știu ce. Mulțumim foarte mult, Ursule, sper că vă place acest intro, pentru că mulți dintre voi ați spus: frate, vrem intro, ăsta e prea lung, Swift-ul e prea lung intro ăsta. Frate, de ce e prea lung intro? Stau 20 de secunde ca să mă uit la un intro de-al tău. Ăsta de acum cred că are 15 secunde, că m-am uitat aseară la el și cred că maxim 15 secunde are. N-a stat să mă uit exact, dar din câte mi-aduc eu aminte momentul ăsta al vorbirii, cred că are undeva la 11 secunde intro-ul de aseară. Oricum este mai scurt decât celălalt și este, părerea mea, arată mult mai bine decât celălalt. Bine, dar arăta mai bine ca celălalt, nu, pentru celălalt fiind și mai lung avea și mai multe informații de prezentat în el, dar ăsta, părerea mea, este exact cum ar trebui să fie, un intro frumos, scurt și muzica îmi place destul de mult, pe care a folosit-o Ursu. Mulțumim, Ursule, n-am ce să zic, mersi mult. Frate, ăsta ne plimbă, fiți atenți aici. E unul dintre dăia care ne plimbă. MS, un MS, 2 MS și 3 MS. Ok. Dacă acum nu te oprești, ai belit-o. Dar nu știu unde ești. Bă, unde e ăsta? Unde pana mea e ăsta? Băi. Bă. Dacă îmi spune și mie cineva unde este tipul ăsta, vino pe stradă sau wanted. Pentru neconformare. A, îl văd. Uite, îl văd. Mor de apă, te arunc. A, s-a băgat, s-a dus cu Infernusul. Nu mori. Aruncă-te pe... aruncă-te pe mașina mea. Dacă mor, ce faci? Vin după tine. Simplu. Aruncă-te pe mașina mea. Doar... what? Ok. Ticket 216. Sub 50 de km pe oră. Bun. L-am rezolvat. Dar știu ce... am înțeles. Plătește. Așa, bun. Este bun. Next. Mai facem ceva? Uite, tipul ăsta, nu, ăsta e din pânt de credin, care nu sau ceva de genul. Nu vreau să confiz niciun carnet în episodul ăsta, pentru că nu-i plăcut să ai carnetul suspendat. Chiar de nici în viața reală, nici pe joc, așa că n-o să confisc. Cam atât a fost și cu acest episod de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Dacă v-a plăcut, nu uitați să zăpăciți acel buton de like. Și dacă nu ați făcut-o până acum un subscribe, nu ezitați să apăsați acel buton și de share, pentru a împărtăși cu prietenii voștri ceea ce ați văzut astăzi în acest episod. Și nu uitați că am un giveaway de un cacap în desfășurare pe canal, episodul 439, pe toate serverele RPG, adică inclusiv pe RPG1, cei de pe RPG1 pot participa. Mulțumesc enorm, mulțumim lui Robi pentru că ne-a lăsat pe contul său, mulțumim și vouă și pentru final dăm un LVPD FVR. Dan, asta a fost. Baftă, fraților, și ca de obicei, stay close!